seara! Bună seara! Cum te numești? Numele meu este Mircea Georgiana, vin din Brașov și am 15 ani. Mulți înainte! Cu cine ai venit? Cu familia, cu tata și surorile mele și mama mea vitregă. Deci toată familia te susține? Și de acasă și de aici. E clar că faci o treabă extraordinară. Care-i pasiunea ta? Am început să cânt de mică, cu familia, cu surorile mele, verișorii mei. Muzica îmi dă o încredere pe care nu am zi de zi. Adică atunci când mă simt cel mai bine, cel mai special, simt că nu mă ajute că nimeni, că sunt eu și muzica. Mi-a fost greu să interacționez cu oameni noi și să vorbesc și să mă deschid și să-mi fac prieteni, pentru că la școli am fost tratată mai, nu știu, prost și am schimbat trei școli din clasa 0 până în a 8-a. Din cauza bullying-ului, pot spune. Adică copiii râdeau de mine din cauza că sunt un pic mai diferită. Și eu, fiind un copil, mi-a fost foarte greu. Nu înțelegeam de ce copiii se comportă cum se comportă cu mine. Și mereu când mă duceam la școală, mereu râdeau de mine, mă împingeau. Plângeam zi de zi, nu mai simțeam bine eu cu mine. Adică am momente în care nu mă iubesc și mă descurajez chiar și eu. Uneori când mă uit în oglindă, văd persoana care o cred oamenii, cu toate că eu nu sunt așa. Atât de multe lucruri mi-a spus oamenii, încât am început și eu să mă văd la fel cum mă văd ei. Nu prea vreau și să vorbesc cu nimeni despre chestia asta. Și am ținut foarte mult închis în mine despre ce simt și frica mea de oameni, pentru că chiar pot să o numesc o frică. Pentru că eu am momente în care eu ocolesc pe stradă ca să nu... Cu toate că poate ei nu spun nimic și... Dar trauma pe care am trăit-o ani și ani, o cred că o să rămână mereu într-o parte. Muzica pentru mine în perioada asta a însemnat totul. Adică eu când plângeam, cântam și mă simțeam mai bine. Eu când treceam prin lucrurile astea, fredonam și mă simțeam mai bine. Nu sunt comorul în apele astea, în care i-am tot scald de multă vreme. Mai e vreo speranță să nu mă înnece, dar nu mă pot abține să nu-mi trebuie de ce. În urma ta eu cad iar în tăcere. Ai fi din nou cu mine. Eram doar un copil, n-am știut să te țin. Fii cu
simțit pe scenă, Georgiana? Am avut foarte multe emoții. Sunt foarte fericită să vă cunosc și să fiu pe scena asta. Deja mi-am îndeplinit visul. De foarte mult timp am vrut. Vreau să-ți mărturisesc ceva. Să știi că asta nu se va schimba niciodată. Vei avea tot timpul emoții pe scenă, pentru că asta înseamnă să fii artist. E normal să trăiești aceste emoții și mai ales la o emisiune atât de importantă. Adică trebuie să te bucuri că ai emoții și că simți. Mă bucur. Acum, asta. Mă bucur, chiar sunt foarte fericită să fiu aici. Și noi ne bucurăm să întâlnim copii atât de talentați ca tine. Mulțumesc. Andy. M-a surprins foarte plăcută alegerea. Mi-a plăcut foarte mult că tu ai venit cu prima parte în limba română, pentru că asta m-a surprins, nu mă așteptam. Exact. Chiar foarte, foarte bine. Adică ai reușit să transmiți o emoție extrem de puternică, încât am împrumutat și eu de la Andra obiceiul. Și asta nu poate fi controlat, adică nu pot să-mi propun să mi se facă pielea așa. E pur și simplu, se întâmplă pentru că vine ceva de pe scenă sau nu se întâmplă că nu vine de pe scenă. Corect. Mulțumesc. Ceea ce este un mare atu pentru tine, faptul că reușești să transmiți atâta emoție, e deja foarte bine. Și este evident că ai voce. E doar o chestiune de exercițiu de aici încolo. Mulțumesc. Dragoș. Am simțit ceva. Ceva ce a simțit și Andra. E ca și cum am văzut un alt copil decât cel cu care am vorbit înainte, știi? Parcă am văzut partea luminoasă, deschisă, pe care tu simți nevoia să ți-o arăți. Am senzația că prin muzică tu ți-ai găsit un mod de a te exprima și de a arăta cum ești tu de fapt în sufletul tău. Așa este. Chiar muzica m-a ajutat mereu. Dacă nu era muzica în viața mea, sunt sigură că aș fi fost altfel. A venit la momentul potrivit. Mă bucur foarte mult, pentru că nu toată lumea are norocul ăsta să-și găsească un mod atât de potrivit și de frumos de exprimare. Și mai mult, funcționează. Folosește-te de mijlocul ăsta. Mulțumesc. Bobo. Din partea mea ai un da. Mulțumesc. Dragoș. Și din partea mea e tot da. Mulțumesc. Andy. Și de la mine e tot, da. Mulțumesc. Și ce crezi? Și de la mine e tot, da. Mulțumesc. Asta înseamnă că ne vedem în etapa următoare. Cu 4 de da. Mulțumesc foarte mult. Geo este unul dintre nenumărații copii din România care a trebuit să înfrunte cel mai distrugător fenomen, bullying-ul. A fost mereu intimidată și hărțuită, însă muzica a ajutat-o să câștige încă.